Georgiana Ene, bine ai venit! Găsit. Georgiana, eu am citit un pic despre viața ta și chiar mi se pare că destinul te-a adus aici la MasterChef. Adică mi se pare că ai avut o viață extrem de intensă și de interesantă. Și aș vrea să vorbim un pic despre ea, dar până una alta, zi-mi, cum te-ai decis să mergi la MasterChef? Mai, decizia de MasterChef a venit în urma anunțului repetat pe Pro, deci 2 luni de zile. L-ai tot văzut. Băi, vedeam. Înscrie-te acum la MasterChef, înscrie-te. Așa. Băi, parcă era, știi, vocea aia din capul tău care spune înscrie-te la MasterChef. Și de fiecare dată când ziceam, ok, prima săptămână, nu a doua, zic, mă, dar n-ar fi o idee bună să mă înscriu la MasterChef, știi? Și deschideam pagina și vedeam întrebările și zic, trebuie să completez un formular, no. Nu vreau. Și după 2 luni de zile au venit prietenele mele la mine, eu locuind în Barcelona, au venit prietenele mele la sesiunea de shopping. Așa, de primăvară. O avem pe Georgiana în Barcelona, ce facem? Mergem la shopping, îți dai seama. Of course. Și tot cu mâncat, cu mâncat, cu nu știu ce, au zis, hai mă, vedeam împreună reclama, știi, anunțul. Am, de ce nu te înscrii? Nici prin cap nu trecea, știi? Tu pe Pro TV Internațional te uitai? Da, eu mă uit pe Pro TV Internațional. Și știi cum e? La fiecare calup vedeai chestia asta. Deci era măcel. Și le-am dus la aeroport, țin minte, și m-am întors acasă și zic, ia mă să văd întrebările alea de la formula. Știi ce era? 1 aprilie. Deci fix de 1 aprilie. Eu zic, băi, glumă neglumă. El era un avion și știu când au aterizat, le-am dat captură de ecran și le-am zis, ha, mamă, scris la MasterChef. Hai să vedem de acum. Da, dar știi de ce te-am întrebat chestia asta? Că știu că tu nu ești cumva străină de înscrierile în audiție. Adică tu ai mai fost în 2012 undeva, ne zici? Da, 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 am pe vremuri, când eram un pic mai tânără, nu, că acum aș da fi, sunt tânără și acum. Când aveai 15 ani. Când... Da, exact, așa. Mersi. m-am înscris la Vocea României pentru că în vremea respectivă avem o trupă. Aveam o trupă de cover-uri, știi cum e, trebuie să le faci pe toate. Eu sunt genul foarte activ, trebuie să fac, mă plictisesc. Tu chiar cred că da, e de ce? Viața cu mine e un calvar. Ei, na, nu cred. Tot timpul trebuie să fac câte ceva, știi? Și am avut nebunia microbul muzicii, vine din familie și la un moment dat, evident, mi-am făcut o trupă. Și ai fost la audiții și au întors scaunele? Și am fost la audiții, băi, nu s-au întors scaunele. Nu s-au întors scaunele. Crezi că nu s-au întors scaunele? Bine, eu știu de ce. Eu nu eram convinsă că vreau la Vocea României în vremea respectivă, pentru că, da, mie mergea bine cu trupa, aveam o grămadă de evenimente, eram o gașcă mișto și na. Știi ce e bine? Că s-au întors șefii. Și că ți-au dat și șorțul. Da, mă, e mai bine. Hai să vedem câteva imagini cu tine din concurs și revenim. Bună, astăzi voi face un gazpacio de pepene cu un ceviche de ton. Îmi lipsește un pic de usturoi. Le place usturoiul șefilor? Pregătim un tul cu pasta de sesam negru și după aceea o voi pune la cuptor și o să avem niște frunze minunate cu care o să decorăm farfuria. Sunt Georgiana, sunt original din București, vin din Barcelona pentru că Barcelona! Barcelona, pentru că locuiesc în Barcelona. Mă duc prima. Eu așa zic, că puteți să veniți să gustați, pot să vă dau o tacămuri? Ok. E foarte dulce. Foarte dulce. Avem așa, o mică gustare cu ton și cu ceviche de ton și... Ceviche de ton. Ceviche de ton și pepenele roșu, verde sau cum vrei să spunem, care era cu interior galben. Zic cu... Mai avem aici zic... o gustare, salutați, salutați. Un ceviche și aici avem gazpacioul făcut cu același pepene. Tiulul e făcut cu susan negru. Iarăși e un element care un... Tu l-ai văzut? Da. Georgiana, ai 2 secunde să fii să-ți iei șorțul. Despre mâncare, ai vrea să știi? Felicitări. Da, aș vrea să știu despre mâncare. Păi, felicitări. O farfurie senzațională. Ce sprint, ce alergare. Cristiano Ronaldo n-ar fi alergat atât de repede ca să-și... Păi dacă ți-a zis 2 secunde, ai 2 secunde să vii să te iei șorțul. Mamă, bine că aveam Adidas. Ce bucurie, simt că ai o energie foarte bună și că poate o pui și în mâncare. Cum e să fii concurent în bucătăria MasterChef? E agonie și extaz, știi? Da? Asta e, asta te scrie. E foarte mișto experiența. Înveți mult, dar în același timp este foarte stresant.
Deci tu nu știi ce înseamnă timpul, cronometrul ăla de acolo. Ideile care îți trec prin cap în momentul ăla, știi? Imaginez. Dar experiența merită. Tu ai călătorit și foarte mult. Deci ai plecat din București, stai în Barcelona. În câte țări ai călătorit până acum? Colecționez cărți poștale din țările în care mergam. Nu, am trecut de faza cu magneții, că nu mai aveam loc pe frigider și am văzut că se strică frigiderul la un moment dat. Și atunci am început să colecționez cărți poștale și am sărit de 100. Ai sărit de 100 am din 100 de țări? Da, e mai simplu să zic pe unde n-am fost. N-am fost în Australia, partea aia nu o cunosc, și sunt țări din Asia pe care nu le cunosc. Păi și cum îți influențează asta felul în care gătești? Adică cum ți-ai defini stilul tău de gătit? În primul rând, eu sunt o mâncăcioasă, ca să-i spunem pe românești. Same sunt here. Foodie, deci same eu mănânc. Eu în toate țările mă duc, mănânc, experimentez, văd toate preparatele, miros. Am o foarte bună memorie a gustului. Asta mă ajută pe mine în general, că memoria asta nu e... Ramul meu e cam plin. Ai discul plin acolo, da. Da, e discul plin. Dar cu gustul și mirosul stai bine. Stau bine cu mirosul, stau bine cu gustul și atunci, normal, te duci în piețe, te duci în supermarketuri. E o experiență foarte mișto, pentru că vezi ce produse au ei. Bun. Și te duci la restaurante. Și eu am vânat întotdeauna cât am putut Michelin-ul unde îți permiți, știi cum e, o dată de două ori, de trei ori pe an, vrei să vezi cum se mănâncă bine. Și am reținut. Ce fac acasă? Recreez. Bun. Recreez. Și recreez mai degrabă din bucătăria mediterană sau merg și pe partea asiatică. Și pe partea mai light de mediterană, că influențează, e normal, dar și asiatic mult. Ce asiatic mult? Ce visezi? Îți deschizi un restaurant? Un counter chef aș vrea. Un restaurant în versiune mai mică. A butică, așa? Da, 13-15 persoane, genul counter unde toată lumea se așează în fața șefului, tu ai echipa ta și tu gătești în fața lor. Asta e genul în care întotdeauna mi se Mamă, ce experiență! Da, mi se pare mult mai mișto decât să ai 100 de oameni la mese. Doar să le dai, pentru că trebuie să pui pasiune. Oamenii trebuie să vadă că ție îți place ce faci, nu? Trebuie să transmiți. Și atunci trebuie să te și vadă cum le faci, nu? Asta mi se pare mie cel mai mișto. Vorbește așa frumos despre lucrul ăsta încât pe mine m-ai convins că îți place ce faci. Îți mulțumesc și îți urez baftă în continuare la MasterChef. Mulțumesc frumos, să fie. Voi nu ratați MasterChef azi și mâine de la 20:30 pe ProTV. Colegi?